nu și-a dat locul, dacă ar fi fost scrisă cu inima, sigur aș fi scris numai despre Republica Moldova, vă asigur. Dar va veni un moment cu siguranță când și cu mintea o să scriu despre Republica Moldova, pentru că, așa cum spuneam și dimineață, mai de dimineață, ca am început de dimineață, Fundația Soros Căreșeni, mulțumesc pentru acest extraordinar privilegiu. Și credeți-mă că de mult îmi doream să vin. Vremurile au fost potrivnice, așa le-am perceput eu, acum nu le mai percep potrivnice. De dimineață, spuneam, am început, Fundația Soros ne-a invitat și am venit cu multă plăcere. Am început printr-o conferință la universitate, la care am ținut foarte mult, am ținut foarte mult să fac această conferință, să mă întâlnesc cu studenții. Pentru mine, a fi profesor și a invitat studenții în un sens. Deci am vrut să mă întâlnesc cu ei și am avut o mare plăcere să avem foarte mulți studenți interesați. Și spuneam atunci că eu cred cu sinceritate că